Mihai, spuneai că ai venit la dat o mână de ajutor, la strâns gunoaie, ca să fii mai om. Să pun și o mână, că mâna nu mi-o dau. O păstrez ca să o folosesc și la anul și sper și peste 2 ani. Dar mi-aș dori ca să avem parte de cât mai puține întâlniri de astea, să facem curățenie. Mi-ar plăcea să ne întâlnim cât mai des, să punem țara la cale, să vedem ce soluții găsim ca să nu mai ajungem în situația asta de a aduna deșeurile pe care noi le producem. Le producem pentru că suntem într-o etapă a consumerismului exagerată. Am stat și am analizat, eu adun acasă pentru că vreau să învăț pe copii, adun selectiv. Și într-o zi, într-o singură zi, m-am surprins adunând cel puțin deșeuri de plastic, ambalaje și tot felul de cutii și cutiuțe, cam o pungă. Am făcut rapid un calcul dacă eu, ca familie, într-o zi, cât produc într-o săptămână, într-o lună, într-un an. Acum, revenind la zona asta a noastră, care, spre deosebire de alte zone, trebuie să recunoaștem că este mult mai îngrijită și mult mai curată, oamenii sunt mult mai atenți, iată, prin acțiuni de genul ăsta, prin participarea lor la acțiuni de genul ăsta, spre deosebire de alte zone. Deci am văzut zone... Ai umblat mult la viața ta, cu trupa de tine. Am mult și am umblat cu trenul și de obicei trenul trece prin niște zone din afara localităților, unde vorba aceea se aruncă, oamenii aruncă... Acolo nu ne vede nimeni. Vede nimeni. Că o apă curată nu înseamnă că am dat drumul la robinet și ea vine de acolo. Din secunda 2 se produce apa mea curată. Ea vine de undeva, dintr-o zonă în care cineva merge să se simtă bine, confortabil, lăsând în urmă ceea ce noi adunăm astăzi, mormane de gunoi. Ți-a dus fetele cu tine astăzi și copiii, soția. Da, puterea exemplului ei. Încerc să-i învăț și îi văd, nu că suferă, ar fi prea mult de spus că suferă, dar că sunt triști. Sunt triști când văd Mureșul, de exemplu, că aduce, așa când e câte o furtună în amonte, aduce tone întregi de peturi, de mai știu eu ce, tot felul de reziduri pe care oamenii consideră că trebuie să le scoată din spațiul lor și le lasă în alt spațiu care oricum nu le aparține.